În ultimele 24 de ore, cel mai vizionat material de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost cel despre elevii depistați cu păduchi și viroze în urma controlelor efectuate. Materialul cu privire la prezența campionilor din lumea dansului la Cupa Mirona ediția 2013 s-a clasat pe locul 2 ca număr de vizionări. Știrea despre sărbătoarea vârstnicilor din Reghin s-a clasat pe locul 3 ca număr de vizionări. Știrea cu privire la elevii depistați cu păduchi și viroze în urma controlelor efectuate în primele zile de școală se află pe primul loc ca număr de vizionări pe pagina de Facebook Dar TV Reghin cu peste 1100 de accesări. Materialul despre campionii din lumea dansului prezenți la Cupa Mirona ediția 2013, desfășurată weekendul trecut la Reghin, s-a clasat pe locul 2 cu aproape 1000 de vizualizări, iar pe a treia poziție ca număr de accesări, aproape 600, se află rubrica Atunci și acum, modernizarea Reghinului cu Diana Ilișiu. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.